ororile lăsate în urmă de trupele ruse încep să iasă la lumină în zonele recucerite de ucraineni. Civilii își amintesc cu groază prin ce au trecut și ce au făcut rușii când le-au ocupat orașele. Un bătrân Buha, suburbia Kievului recent eliberată de trupele ucrainene, a povestit pentru BBC cum ginerele lui a fost scos în stradă și executat de ruși fără nicio explicație. Fiica sa, soția victimei, a asistat îngrozită la scenă. Volodimir Abramov încerca disperat să stingă incendiul care îi cuprinsese casa din Buha, suburbia Kievului, și și-a chemat fiica și ginerele să-l ajute. Trupele ruse spărseseră poarta, au deschis focul asupra casei și i-au scos în curte pe Volodimir, 72 de ani, fiica sa, Irina, 48 de ani, și soțul ei, Oleg, 40 de ani. Soldații l-au dus pe Oleg în stradă, povestește Volodimir, și au aruncat o grenadă asupra casei, care a luat foc în urma exploziei. Volodimir a luat un extintor mic și a încercat să stingă incendiul. Unde e Oleg? Să vină Oleg să mă ajute. Însă răspunsul a venit de la unul din soldații ceceni, spune Volodimir. Oleg n-o să te mai ajute. L-au găsit pe Oleg pe trotuar în fața casei și a fost clar din felul în care era întins pe asfalt că fusese obligat să îngenunse și împușcat în cap de la distanță mică, spune Irina, soția lui Oleg. Bărbatul fusese sudor și ducea o viață liniștită pe strada Iablonska din Buha, până când a fost scos cu forța din casă și ucis în ceea ce pare a fi o execuție. Soldații care l-au ucis nu l-au întrebat nimic, mai declară Irina, potrivit BBC. Nu au întrebat nimic, nu au spus nimic, pur și simplu l-au omorât. I-au spus doar să-și scoată cămașa, să îngenunse și l-au împușcat, continuă femeia. Ne-au obligat să fugim în papuci. Pe asfalt se văd încă urme de sânge. Când a ieșit din curte și a văzut trupul desfigurat, cei patru soldați care îl scoseseră în stradă stăteau liniștiți și beau apă. A strigat la ei să o împuște și pe ea, iar un soldat chiar a ridicat arma și a lăsat-o la loc de mai multe ori, până când Volodimir a tras-o pe Irina înapoi în curte. Soldații ne-au spus că avem 3 minute să părăsim casa și ne-au obligat să fugim în papuci. Buha era ca o apocalipsă, morți peste tot, străzile pline de fum, își aduce aminte Volodimir. Bătrânul și fiica nu au avut încotro și au lăsat trupul lui Oleg întins în stradă și a stat acolo aproape o lună, în timp ce ei s-au adăpostit în casa unei rude, în apropiere. Când au putut să se întoarcă în siguranță, Volodimir a încercat să-și îngroape ginerele pe o bucată de pământ lângă trotuar, iar groapa pe jumătate săpată se vede încă. Însă bătrânul a obosit și, de frică să nu vină iarăși rușii, Volodimir a tras trupul lui Oleg în curte. Mai târziu, au venit soldații ucraineni și au luat trupul lui Oleg cu o mașină. Nu știu cum o să-l mai găsim acum, spune Volodimir. Volodimir și Irina caută acum trupul lui Oleg și se tem că nu-l vor mai găsi niciodată. Era un om liniștit, un familist, sudor, care avea o fractură la coloana vertebrală și era invalid pe viață, povestește Volodimir. Chiar înainte să moară, când eram în curte, l-am văzut scurt prin poarta deschisă, în genunchi, spunând ultimele cuvinte. I-a întrebat de ce. Editor Bogdan Pacurar.